Da, țin cont de situația prin care trecem. Noi cei de la secția de fotbal a Clubului Sportiv Corona ne-am gândit să ajutăm cum putem și cât putem anumită categorie de vârstnici, da, de oameni cu venituri mai mici, care nu au posibilități foarte mari. Ne-am gândit să facem un gest de, eu știu, de omenie, de solidaritate, un gest normal, spun eu, în zilele de astăzi, când, eu știu, toată lumea trebuie să fim aproape unii de ceilalți și împreună să trecem peste aceste momente. Pentru asta ne-am gândit împreună cu Direcția de Asistență Socială a Primăriei Brașov să, eu știu, să identificăm cu ajutorul dânșilor și să ajutăm, așa cum v-am spus, persoane vârstnice cu produse de strictă necesitate, măști, cum ar fi mănuși, cum ar fi geluri dezinfectante, eu știu, câteva alimente de bază.